Peste 60 de polițiști de la serviciul rutier și de la ordine publică au acționat în acest sfârșit de săptămână pe mai multe drumuri județene și naționale care fac legătura cu Giurgiu. Aceștia au luat la bani mărunți pe cei care au depășit viteza legală sau au intrat în depășiri neregulamentare. Vizați au fost nu doar șoferii, ci și ceilalți participanți la trafic. În total au fost aplicate 305 amenzi, iar cei certați cu legea au adus la bugetul local circa 100.000 de lei. Au fost reținute 25 de permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. Au fost aplicate peste 300 sancțiuni contravenționale, au fost reținute în vederea suspendării 24 de permise de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare. Tot în această perioadă, polițiștii au întocmit 12 dosare penale pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier. La sfârșitul săptămânii au avut loc și 3 accidente rutiere ușoare petrecute pe raza județului Giurgiu, toate din neatenția șoferilor. Polițiștii rutieri spun că, din cauza vremii și a carosabilului umed, șoferii ar trebui să fie mult mai atenți și să respecte măcar minimele reguli de circulație. Asta dacă nu vor să plătească cu propria viață greșelile din trafic. În plus, oamenii legii vor sta la pândă și în următoarele zile, atât pe străzile municipiului, cât și în județ. Vor acționa cu radar în cascadă pe principalele zone de risc, respectiv pe drumul național 5, 5A și în zona de nord a județului, în dreptul trecerilor de pietoni, în piața centrală, în zona pasarelă, șoseaua Sloboziei și pe centura orașului. În această săptămână, polițiștii vor acționa în zonele considerate cu risc din județul Giurgiu, pe drumurile naționale, pe drumurile județene și în municipiul Giurgiu.